Devenii sunt așteptați la sfârșitul acestei săptămâni să își umple cămările cu produse proaspete și gustoase. Pe amplasamentul vechiului târg de la intrarea în Cristur se desfășoară a patra ediție a zilelor recoltei. Pentru a atrage cât mai mulți clienți, tarabele sunt tornate specific anotimpului. Fiecare producător a dat frâu liber imaginației pentru ca prezentarea să fie cât mai originală și să îi determine pe oameni să se oprească la standul său. Am venit cu o gamă cât mai variată de legume și în plus, față de anii trecuți, am venit și cu produsele lactate pe care am început să le producem în fabrica noastră și vă așteptăm să le degustați și să cumpărați de la noi. Sunt produse bio toate, tot ce aveți astăzi aici? Da, sunt produse bio, sunt din lapte de la noi din fermă, din lapte din fermă proprie. Cred că cunoașteți deja și dozatoarele de lapte și vă așteptăm și la produse lactate. Am văzut și că aveți un stand mai special amenajat, ca să spun așa. Încercăm în fiecare an să aducem ceva nou. Sperăm să și reușim. Noi am venit de la Sibiu cu produse tradiționale, salam de casă, slăninuță, topă, pastramă de berbecuț și o gamă de produse lactate, cașcaval afumat, brânză de burduf, brânză de burduf în coajă de brad. Cu astfel de oferte și bunătăți, cum ar putea oamenii să nu fie mulțumiți? Ce cumpărați de la ziua recoltei? Ardei capia. Să punem la... Vă pun de aici sau vă pun din sac? De unde doriți. Să văd, că noi... Îi punem cu sare pentru iarnă. Vă vedem încărcați cu plasele pline. Ce ați cumpărat de la ziua recoltei? Gogonele. Ceapă. Dovlecei. Dovlecel. De toate. De tot. De tot ce este bun pentru... Așa ca mine, mai gras. Totul pentru pus pe iarnă. Totul ce avem nevoie. Găsim toate legumele, fructele și tot. Ce veți pune pe iarnă? De toate. Castraveți, gogoșari, tot. Tot ce e nevoie la casă. Zacuscă, tot ce trebuie. Și tot ce aveți nevoie, cumpărați de aici, de la ziua recoltei. Da, pentru că am găsit chiar foarte frumoase la domne. Și dacă veți cumpăra produse bio de la ziua recoltei, de ce nu le-ați și prepara și consuma în vase realizate de meșterii populari care nu lipsesc nici ei de la acest târg? Am venit cu ceramică, cu artizanat, coșuri, împletituri de paie, de toate. În plus, organizatorii, primăria și Consiliul Local al Municipiului Deva au pregătit și concerte de care vă puteți bucura până duminică, atunci când se vor încheia zilele recoltei.